Via Lunea Port. Și privind cu lăcomie în grădina pitorească, el văzut frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare, este vorba de Ahab. El e împărat, e tare, nu e luptător mai slab. Via care îl ispitește, Lunea Port îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El avea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se rezice. N-o dă pentru zarzăvaturi. Uite, ți-o plătesc, sau poate vreo altă în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Ține-ți împărate arcinții, nici pe 1000, nici pe 100. Via mi-a dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, cu altă vie, căci prin lege sigilată și mi aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține pe furtunii, ori și ține-ar îndrăsni, să-mi ia ce mi-a dat străbunii, nu mi-o vor deștereni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă oși cât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furie, Izabela. Eu îți dau o habe via, nu ești tu conducătorul? Ce-i Nabot? Ești slujitorul. Și pornind cu o furtună, cea stăpână peste tot, construise o minciună împotriva lui Nabot. Voi bătrân, ce ține sfatul legii cu adevărat, iată, astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, haulit. Legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți, cunoașteți rânduiala, n-avem marturi, însă voi, nu în cap înduială veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperge, nici biciul. Știți, doi oameni de nimica, gata pentru sacrificiul. Ei să meargă împreună și să-și dea aceleași vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topiască gheața, iar la urmă se înțelege, pietrele se curmă viața. Martorii cu sobietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i cunoască vinovăția. Și ieșire de la pândă, cei ascunși, numiți soborul, ca să-l ducă la o sândă pe Nabot, pe ulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună au ieșit ca să-l smerească. Noi, da noi, fără îndoială, pe acest om l-am auzit, prin de-o mare îndrăsneală cum pe Domnul l-a auzit. Atunci trebuie să moară, ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu ocară și-l izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăbuși ușor, căci căzură ca o ploaie pietre din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit fără de vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată, iar atunci cel ce dreptate îi chemă la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat, ca să nu mai făptuiască nimeni în așa păcat. Uite-l pe Ahab în vie, se crezut biruitor, a crezut că nu se știe care este vina lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui cum a lucrat. Nu vei coborâ în pace, în țărână liniștit, ce-ai făcut se va face, om nelegiuit. Ești în rând cu ucigașii, vei fi aruncat afară, te vor nimici vrășmașii pentru fapta ta murdară. Ai fost cumpăna dreptății și cu falși te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trase de păgâne mâini, Ahab își primi răsplata, sângele culins de câini. Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată-o, și ai pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau o habe via, dacă tu te uiți spre cer și nu ții împărăția sub toiacul tău de fier. Eu am îndrăsnit soția, iar Ahab căzut înfrânt. O lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu să amestecă soția fratelui conducător. Lasă-mă să stai eu via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează. El nu-ți dă ce dat părinții. El e tare, nu cedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu îi schimbă firia. Când auzi, te apucă ciuda.
Eu rămân cu moștenirea, dați arginții toți lui Iuda. Nu-l atrage înălțarea, el mai bine vrea smerit, să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere oporul, via lui, frumoasa țară, dată de Mântuitorul. Nu e om să n-aibă vină, martori sunt și azi destui. Dacă nu l-a prins la cine, îi vom face noi și lui. Dacă nu se va supune să o ia mai încet cu harul, vin aceasta îi vom pune, ca olit și el cezarul. Nu se poate să nu pice când îl vor lovi bătrânii, sau cu vorbe, sau cu bice, sau cu spusa lor bătrânii. După cum e scris în carte, fără frică și rușine, frați spre frați s-or da la moarte, crezând că vor face bine. Pe Iisus Mântuitorul răii l-au disprețuit, preoțimea și soborul l-au strigat ca olit și l-au dus să răstignească, ca să ne rămână via, moștenirea lui cerească cei aleși, împărăția. Cum a procedat străbunii cu Nabot cu cer răpus, tot așa tătăl minciunii procedă și cu Iisus. Însă în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare. Dumnezeul meu e viu, ca să știe lumea toată prin a Domnului cuvânt că există o judecată mai la urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii că cea sfinților e via. Atunci orice ce femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să dee sângele ce le-a vărsat. Fiii lui Ahab, Mișei, cu alor farse mărturii, colo în cuptorul băii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via, prin credința celor sfinți, nu se vinde mântuirea oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pune straturi în a voastră piepturi firia. Nu se dă pe zarzăvaturi roadea Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui, că-i de origine cerească, e de sus, din veșnicii. Este marea moștenire, sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână, Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și dorința. Dumnezeu Sfânt vă așteaptă să vă dea cununa vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Atunci veți uita ocara chinuirilor cumplite, căci a voastră va fi țara visurilor împlinite. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul fericirii pentru cei ce acum plâng. Nu se poate aici descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, amin, să păzim a noastră vie, ca Nabot să fim la El. Amin. Până când în veșnicie, Domnul ne va lua la El. Amin. Amin. Amin.